Vă mulțumesc pentru prezență. Să lăsăm Părintele Profesor să ne spună din experiența de preot, din experiența de profesor și din experiența de viață. Să facem rugăciunea. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne-ai și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vino și te sălăjuiește într noi și ne curățește pe noi de toată amătinciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacuțenții, Părinte, Profesor, binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, ca al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc foarte mult părinților că alcătuim un sobor în seara aceasta de întâmpinare a credincioșilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. E modul bisericii de a vă spune, închideți televizorul și haideți să povestim. Am ales tema aceasta așa oarecum pompoasă, pastorația, modelul de exprimare și de gândire al Bisericii lui Hristos, ca să învățăm împreună că biserica nu e de ascultat doar la televizor. Că biserica înseamnă prezență în biserică, trăire în biserică, părtășie în biserică, mirosul bisericii, dacă vreți, mai ales că aici mirosea fasole la un moment dat în zonă. Adică înseamnă tot ceea ce înseamnă viața noastră. Că înseamnă, de fapt, bucuria de a fi lângă celălalt. Că nu putem să transmitem doar prin sticlă lucrurile pe care le avem de transmis, ci trebuie să ne vedem față către față, să ne sfătuim împreună și să ne bucurăm împreună de ce ne-a dat Hristos. În al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez pentru seara aceasta este că de fiecare dată biserica înseamnă glasul Mântuitorului Hristos. De curând am citit o carte, e drept că e scrisă de o arăboaică din Iran, dar dacă fata a scris deștept, putem să o pomenim. Cine știe, poate Dumnezeu face minuni. O domnișoară din Iran, a căror părinți au trebuit să fugă din Iran din cauza Revoluției, a găsit cu care să scrie o carte care se cheamă Marx și Păpușa. La un moment dat, în povestea aceasta, în filmul cărții acestea, există o poveste superbă. Unchiul fetei este arestat, pus în pușcărie și timp de un an de zile locuiește lângă un jurnalist foarte inteligent, foarte cultivat, foarte, care în fiecare dimineață se uita la desene animate. Da. Se uita la desene animate aproape obsesiv, bolnav dacă era, stătea și se uita de la ora 8 la ora 8 jumate, tot timpul la desenele acelea înnebunit să ne pierdă niciun episod. Azi așa, mâine așa, un an, după un an de zile, crescând oarecum simpatia între ei și încrederea, s-a dus și l-a întrebat ce. Mă ierți că te întrebi, doamne, ești așa un tip deștept și cultivat. Ce Dumnezeu te uiți la desenele animate? Că e tot cu animăluțe de-astea care n-au niciun sens. Că știi că acolo între personaje, zice, e o personajă care se cheamă Sticluța. Bine, la noi ăsta e personaj național, da? Zice, ce știți, da? Acolo, da, ce știți? Vocea personajului este soția mea. Soția mea e de voce personajului. Și auzind-o, îmi dau seama că acasă e bine. Da, vocea personajului central a bisericii este Hristos. Preoții poate mai greșim în desene animat, mai... ne mai ritualizăm prost, nu suntem atenți la nevoile dumneavoastră, vă fușărim la câte o sfeștanie, vă alergăm la câte o spovedanie, vă și place. Vă și place că am intrat toți în tonul lumii ăsteia. Unu, doi, trei și acasă. Da? Da? Nu se aude clar? Nu vorbesc eu clar înseamnă. E lipsă de claritate. Am să încerc să fiu mai clar. E bine acum? Deci, glasul fundamental care ne leagă de biserică este Mântuitorul Hristos. În contextul acesta, de fiecare dată când veniți la biserică, vă rog să spuneți că veniți la Iisus Hristos. Noi nu suntem decât servitorii care deschid și închid ușa, care vă spun ce am vrea să vă spunem, cum să stăm, cum să creștem, dar cel care trebuie să vă vorbească în primul și în primul rând este Hristos. Personajul acesta celebru care zilele ce urmează va fi foarte mult apreciat de televiziunile care l-au înjurat 365 de zile, vor avea vreo două zile de luciditate și îl vor lăuda.
Sunt convins, ăștia care au scuipat pe familie ne vor da colinde, deja ne dau colinde. Deja ne spun cum trebuie să ne comportăm în familie, cât e de violentă familia. Ei, nimic din tot ceea ce spun nu mai are valoare, pentru că în glasul lui Hristos au lovit cu sapa. Au încercat să ia gâtul încă o dată Mântuitorului. Trebuie să avem această fermitate și din acest motiv le mulțumesc părinților pentru seara de astăzi. Nu suntem pe niciun canal. Suntem pe singura lungime de undă pe care o are biserica la îndemână în pastorație. Întâlnirea între noi. Între noi, care respectăm Evanghelia, o iubim, de-aia ne-am și ascuns între ziduri, ca să nu mai deranjăm pe nimeni. Și să ne bucurăm, nu doar că nu deranjăm, ci că nu ne aranjăm unul pe altul, că boala națională a român nu e deranjarea aproapelui, ci aranjarea aproapelui. Și atunci, pastorația în sine ține de această calitate a oamenilor de a sta împreună de dragul lui Hristos. Pe când făceam școală, mai acum ceva ani, unul dintre profesorii mei de limba italiană ne spunea că parohie, se traduce în italiană, e parochia. Că parochia înseamnă pe piatră. Cea care stă pe piatră. Satele din care venim, orașele din care venim, sau orășelele, marea majoritate, toate au biserica un pic mai sus de linia orizontului. Te trezeai și adormeai cu linia bisericii. Soarele răsădea dintr-o parte a bisericii și apunea în cealaltă parte a bisericii. De obicei, în partea în care apunea era cimitirul. De fiecare dată te îndemna soarele să te uiți la biserică. De aceea, pe rocă, pe piatră, însemna să urmărești piatra pe care se fundamentează comunitatea. Nici familia, nici satul, nici casa, nimic din ceea ce făceau oamenii nu era lipsit de binecuvântarea bisericii. Am cunoscut la mine acasă, la Brașov, un părinte, Petrică Târziu, un om foarte luminat. De fiecare dată l-am întrebat, părinte, cum ați făcut să țineți credincioși în biserică? Ce, părinte, era simplu. Dimineața la 6 îmi puneam epitrahilul și trăgeam clopotul. Nu spunea decât 2-3 rugăciuni de dimineață, dar oamenii știau că părintele e în biserică și se roagă pentru ei. La prânz, când ei erau departe, pe câmpuri, lucrau, dar își luau prânzul. Când prânzeau ei, prânzeam și eu cu Hristos. Trăgeam clopotul și făceam acatistul Mântuitorului. Și seara, când ei veneau de la câmp, știau că mă găsesc în biserică, pentru că atunci când ei se apucau de cină, trăgeam clopotul și făceam câte un paraclist la Maica Domnului. Nu-i greu, nu? Rugăciuni de dimineață, la prânz acatistul și seara paraclist. În fiecare zi, timp de 52 de ani cât a stat în munții Apuseni ca preot. Și între timp, vesteai parohiei că nu ți-e indiferentă. Că de fiecare dată tu ești păstorul cel bun, pentru că știi să-i cânti și din fluier, și din horă, și din drișcă, știi fiecăruia ce-i trebuie ca să iasă din ritmul cotidian pentru a se așeza în ritmul împărăției lui Dumnezeu. Pentru că pastorația bisericii și modul de a gândi al bisericii este modul acesta în care te roagă frumos biserica să te încadrezi în ritmul ei. E ce nu înțeleg oamenii ăștia care cer rating are biserica. Păi cum să-i calculezi ratingul bisericii când pe biserică nu interesează treaba asta? Treaba bisericii este câți oameni mântuiește, nu câți oameni o aplaudă. Ferească Dumnezeu să pice între palmele care te aplaudă, după cum ați și văzut. Trebuie să spunem că primatul în biserică are crucea, nu ștampila, în ciuda tuturor aparențelor. Și că de fiecare dată atunci când păstorim, păstorim în numele crucii lui Hristos, nu în numele unei hotărâri de guvern. Suntem dinaintea unei mari provocări acum. Nu în a restarta pastorația noastră, ci în a vă spune cu adevărat, odată în plus, care sunt principiile fundamentale ale pastorației, ale modului în care vrem să trăim împreună împărăția lui Dumnezeu. Și să spunem că nu există creștin fără să-și trăiască botezul. Nu există creștin fără să-și trăiască mirungerea, fără să-și activeze mirul prin care preotul l-a lipit de împărăția lui Dumnezeu. Nu. Nu există creștin care-i cu berea și cu râgâitul sâmbătă noaptea și dimineața se preface pocăit. Ăla nu-i creștin. Nu-i creștin ăla care vine cu cafeluța în bot dimineața la 11:30 la biserică să aprindă o lumânare. Nu. Ăla e consumator de lumânări. Atât. Biserica are obligația de a răspunde nu. Nu poate fi naș cel care se abate de la mărturisirea de credință a bisericii, cel care nu acceptă că poate gândi împreună cu biserica asupra lucrurilor fundamentale ale vieții
Și să nu o spunem cu răutate, dar să o spunem cu suficient de multă autoritate încât să înțeleagă. Când spui una sfântă, sobornicească și apostolică biserică, sobornicesc, cu ăla înseamnă că am gândit toți asupra unui subiect și căzând de acord toți asupra acelui subiect, mergem mai departe în numele Apostoliei lui Hristos. Nu este creștinist cel care vizează doar interesul particular, fie la arhiereu, fie la preot, fie la credincios. Nu te poți îmbogăți din biserică decât sufletește. În rest, cine o face altfel încalcă rânduiala bisericii. Iese din rânduiala bunului samarinean cu care o să ne întâlnim duminică pe calea dinspre Ierihon. Nu este creștin cel care n-are Scriptura acasă și nu o citește. Citim toate porcăriile, toate ziarele, toate medicamentele, toate SMS-urile, toate Facebook-urile, toate porcăriile puse pe Facebook. Dar nu citim Scriptura. Ca și cum Scriptura dăunează grav intelectului. Nu! Cine n-a citit Scriptura n-are intelect pentru că n-a vorbit cu Dumnezeu. Cine nu vorbește cu Dumnezeu n-are cunoaștere. Are o pseudo-cunoaștere care se oprește când i-a căzut curentul la laptop. Închipuiți-vă, ferească Dumnezeu București un pană de curent două zile. Aleluia pe glasul 5. Da? Nu mai existăm. Limita cunoașterii noastre este dată de limita tehnicii noastre. Hai să zicem că fără curent ar mai fi, dar dacă le tăiem și benzina din pompe? Mamă! Știu că București a avut și astfel de momente. Nu le vrem înapoi ca să învățăm. Dar se pare că din cele care le-am trăit atunci n-am învățat nimic. Eu am fost cu bunicul meu în 1977, imediat după cutremur la București, cu un transport de sânge de la Brașov în București. Nu tu fițe, nu tu șmecheri, nu tu aere, nu tu scenarii. Oare doar apropierea de moarte să ne facă oameni? Oare apropierea de Hristos, care e moartea morții noastre, nu e suficientă pentru ca să ne redobândim stăpânirea de sine, lumina, căldura și dragostea de oameni? Pentru că până la urmă, biserica nu vă îndeamnă să fiți Superman. Doar preoții trebuie să fie Superman, de aia ne și îmbrăcăm ca Batman, da? Dar pe dumneavoastră nu vă obligă la asta, vă obligă să intrați în ritmul bisericii, să vă recăpătați sănătatea sufletească și trupească. I-ați auzit pe toți cum vorbeau despre pupătorii la moaște și ce miștouri și ce aere și ce fițe. Dintr-o dată am constatat zilele acestea când o personalitate marcantă a ProTV-ului a avut nevoie de un stand la inimă, că uneori totuși e nevoie de oameni să se întâmple minuni. Și că oamenii care fac o operație bună sunt venerați, sunt apreciați. Trebuie să le spunem că pe cordul bisericii noastre, sfinții aceștia au pus stentul cel mai de preț, stentul Împărăției lui Dumnezeu. Ce au ei cu cardiologii noștri? Ce îi deranjează la medicii noștri curanți? Sfântul Dimitrie, Sfânta Parascheva? Am râs astăzi la MEAI când a fost astăzi la discuție cu ei, că unii spun cuvioasa Parascheva, alții dubioasa Parascheva. Fiecare după cum îi taie capul, după ce e în inima lor. Așa privesc și biserica. Uneori, ca profesorul care nu este de vocație profesor, merge la școală stresat, disperat de dimineață, se vede clar că nu iubește copiii. Merge să ia niște bani, să scuipe niște cuvinte și să enerveze niște copii. Profesorul bun trăiește din zâmbetul și din respirația copiilor. Îi place și când miroase a nespălat pe jos în școală și când el avarsă pe el ceaiul. Îl iubește tot timpul pe copil. Așa iubește Dumnezeu biserica. Cu taina aceasta a școlirii din Împărăția lui Dumnezeu. Iar școlirea pentru Împărăția lui Dumnezeu este pastorația bisericii. Este modul în care biserica vi se adresează și vă spune: nu, biserica nu funcționează doar după mersul trenurilor. Nu, nici al autobuzelor. Nu, biserica are fundamentul ei în Evanghelie, iar Evanghelia este suficient de puternică încât să ne oblige pe toți să ne schimbăm viețile. Hristosul din Evanghelie trebuie să fie în acord cu Hristosul din inima noastră și împreună se prezintă la Hristosul din potir, pentru ca împreună să fim în Împărăția lui Dumnezeu în numele Lui. Sigur că nu-i ușor să fii creștin. Nu-i ușor să fii nimic. Când zice unul, băi, nimicule, e greu să fii nimicul despre care vorbește el, nu? Așa se întâmplă și în biserică.
Nu e ușor să fim creștini. N-am primit o Evanghelie în care spune aici cu ușurință, dacă citiți cartea asta, veți fi creștini. Mai sunt unii de ăștia cu capul care scrie niște cărți sigure de mântuire, sigure de fericire, sigure de sănătate. Da, bine, toți sunt morți, dar asta nu înseamnă că n-au încercat. Vreau să înțelegeți asta. Că nu suntem chemați să împlinim niște norme și atât. Că suntem chemați doar să dăm, să pupăm icoana și să plecăm acasă. Dacă pe buze ne-am luat icoana acasă, înseamnă că ceva n-a funcționat corect în inima noastră. Nu-i suficient să dăm câte un acatist și să credem că ne-am făcut datoria față de morții noștri. Dacă nu purtăm cu bun simț darul cel mare al credinței în viețile noastre și dacă nu întindem mâna săracului și dacă nu mângâiem sufletul bolnavului și dacă nu râdem la prostia celui care ne înjură, înseamnă că morții noștri nu sunt cinstiți cum se cuvine. Putem intra în biserică și ne putem respecta unii pe alții. În aceeași vreme ne putem rosti adevărul unul la altuia. Învățați-vă numele unul altuia când stați la biserică. Nu mai stați ca o turmă care nu pricepe și nu are cuvintele la ea. Dimineața când veniți și așa, că gradul de liturghie ortodoxă se stabilește în funcție de pungile care foșgăiesc la desfacerea prescurilor. Nu? Nu așa. Decât să deschideți punga cu prescură, întoarceți-vă către aproapele, strângeți-i mâna și spuneți: eu sunt Constantin, eu sunt Maria, eu sunt Ioan, eu sunt Nectaria. Mai ales la copii le-am pus numai sfinți, nume de sfinți, așa, monahi. Învățați-vă pe nume și purtați-vă în rugăciune și când celălalt lipsește, întrebați-vă dacă n-are nevoie de rugăciunea dumneavoastră. Nu mai stați ca niște stalactite în biserică. Nimeni n-are nevoie de mobil în biserică. Avem și încă avem din destul câteodată. Învățați-vă că atunci când intrați și vă împrieteniți cu Hristos, e nevoie să-i arătați fața, nu țoalele, inelele, cercei și altele. Învățați să-i dăruiți lui Hristos ceea ce El v-a dăruit. El nu ne-a dăruit nouă nimic din toate astea, cu excepția unui lucru fundamental, viața noastră, care e mult deasupra tuturor lucrurilor în care o înfășurăm. Altfel, exact ca cei pe care îi judecați foarte aspru și sunteți supărați foarte moral pe ei, nu vă asemănați decât cu ei, mult mai mult cu ei decât cu Hristos. Și mai e un lucru. Pastorația bisericii este modul bisericii de a-și comunica învățătura de credință. Nu e obligatoriu ca preoții să apară la televizor ca să vă spună ce să trăiți în biserică. Într-o comunitate adevărată, preotul comunică comunității, comunitatea îi spune preotului și împreună stabilesc proiectul lor de viață. Pentru că aceste ziduri, atât de mult înjurate de unii și de alții, sunt zidite împreună cu oamenii, nu sunt făcute împreună cu întreprinderile. Sunt ale oamenilor care locuiesc în ele. Sunt ale fiecăruia dintre noi în parte. În fond, fiecărei cărămizi din zid îi corespunde cu o cărămidă vie. Altfel, biserica n-ar avea niciun sens. Și nu în ultimul rând, biserica vă spune așa, că nu poți simți rugăciunea bisericii, liturghia dumnezeieștii liturghii a bisericii, dacă acasă nu faceți măcar un miez de rugăciune. Că nu vă puteți ruga, măcar tăceți. Tăceți adânc, tăceți cu tâlc, că nu puteți posti, mâncați măcar ce vă place, să vă bucurați din mâncarea aceea. Nu faceți prilej de întristare nimic din ceea ce vă cere biserica. Iară e miercuri. De fapt e marți spre joi, dar nu ne-a ieșit. Da? Iară postul. Iară liturghie. Prea lungă slujba, prea scurtă slujba, prea lată, prea deasă. Omul care critică nu se liniștește niciodată într-atât de mult încât să poată iubi ceea ce zice că el iubește. Și să știți, neliniștea asta s-a transferat și în familiile noastre, și la locurile noastre de muncă, și în plimbările noastre. Unde sunt oamenii care se plimbau altă dată prin cartier? Pe bune. Țineți minte că abia așteptau să îmbătrânească, să aibă timp de ei. Acum abia așteptăm să îmbătrânim ca să murim liniștiți și să nu mai audă nimeni de noi. E un fel de ascundere în vârstele noastre care nu are ce căuta într-o viață de creștin sănătos la suflet și în preocupările sale. De aceea, încercați să fiți creștini cu pași mici, dar faceți-i serios. Redobândiți bucuria rugăciunii, redobândiți, să știți, psaltirea nu e interzisă lecturii, da? Nici scriptură. Pe Biblie nu avem interzis sub 16 ani. O putem citi.
unde avem nelămurimi, putem întreba. Organizați-vă, sprijiniți-vă și unde simțiți nevoia să faceți bine, faceți bine. Nu așteptați să vi se dea diplome pentru asta și să se facă știri la televizor. Căci cel ce locuiește nascuns, în ascuns va și binecuvânta și va face din cele binecuvântate nascuns rod și bucurie în toate cele pe care le vedem. Observați, pastorația bisericii nu este despre biserică, ci este despre noi. Modul în care reușim sau nu reușim să ne apropiem de Hristos prin mijloacele pe care ni le pune la îndemână biserica. Sunt unii care spun, eu stau acasă și mă rog acasă, n-am nevoie de biserică, nu, de babele preoți și de moșii din biserică, da? Ei pare că n-au nevoie de nimic. E ca unul care și-a terminat benzina la marginea drumului și spune, eu iau benzină din câmp, din aer, din merii înfloriți. Lucrurile cu adevărat importante se iau de acolo de unde există. Pentru suflet, mesajul cel mai de preț și benzina pentru a putea supraviețui lumii în care trăim nu poate fi luată decât din pompa de har care este biserica. De aceea zic că o seară de genul acesta, care o vom continua desigur cu întrebări, văd că au venit de acasă deja părinții cu ele, gata, trase la Xerox, este și una în care să încercăm să dialogăm. Vreau să vă rog să înțelegeți bine. Cred personal că a trecut epoca în care doar unii să vorbească și ceilalți să asculte, sau unii să vorbească și ceilalți să n-asculte, de fapt, sau ceilalți în care să se prefacă că vorbesc, iar ceilalți să se prefacă că ascult. E vremea ca la un moment dat să vă strângeți pe grupuri mici, să gândiți împreună, să rostiți adevărurile, să vă întrebați împreună ce aveți de făcut pentru ca să puteți merge mai departe cu demnitate mai departe. Știți că mărgeanul se naște prin moarte, nu prin viață. Ca să fii mărgean autentic, trebuie să mori. Vă mulțumesc că ați învățat să muriți ca să puteți învia pentru Hristos. Sunteți la marginea lumii. Toți suntem, când intrăm în biserică, suntem la marginea lumii. Dar la marginea prin care Dumnezeu intră în lume, nu iese din lume. Să rămâneți niște mărgeani așa, de necântărit în ochii lumii acestea. Și să înțelegeți de plin că pastorația bisericii înseamnă, de fapt, ce împlinim toți împreună, cler și popor, de dragul lui Dumnezeu, care vede în biserică un mărgean născut prin moarte și strălucitor prin înviere. Vă mulțumesc! A, cineva zice să nu mă retrag din viața publică. Păi uite, în biserică nu e viața publică. E aici o întrebare. Eu astăzi am mai explicat odată la o știre ce înseamnă pentru mine retragere din viața publică și am să vă spun ca o mărturie înaintea bisericii. Pentru mine a fost foarte greu oameni pentru care mi-am pus sufletul în proiectele lor sociale, umane, au scuipat pe biserică. Le ajunge, mi-ajunge salutare. Niciodată, nicio situație, nu voi mai susține tot felul de figuri dubioase ale vieții doar pentru ca ceilalți să aibă ajutor. Voi face tot ce pot ca biserica să aibă proiectele ei foarte serioase, în așa fel încât la orice oră și la orice clipă din zi și din noapte să nu intrăm în șomaj. Biserica este singura instituție în care nu șomează nimeni. Toți avem de lucru, începând cu noi înșine. Primul șantier al nostru este cu noi înșine. Clar. Da? Deci de acum încolo vă rog să socotiți asta, mărturia. Avem de lucru, nu mai avem timp să ne facem poze cu alții. Mama mea, ce e aici? Am 30 de ani și am crescut într-o familie în care am asistat la multe momente de violență verbală, emoțională și unor chiar fizică între părinții mei. Mai ales tata asupra mamei. Nu mai umblați la butoane, că în România de la umblatul la butoane ni se trage. Mulțumim? Gata? Gata? Rezolvat? Când rămâneam doar eu și sora mea prin casă, mama își vărsa năduful făcându-l pe tata în fel și chip blestemind, dorindu-i să moară. Și nu e și săraca. Nu cred că e o femeie bătută în fața copiilor săi să nu vrea moartea violentului. Doar dacă e sfântă și în cazul ăsta trebuie canonizată. Dar câtă vreme e mamă în fața copiilor săi, cum ați vrea să gândească? Nu suntem făcuți perfecți, cum ne cer psihologii și psihopatologii. Suntem oameni cu carne, oase și cu îngeri și drac după noi. Că asta ne...
Deși ne-am, acea situație și acum, deși ne-am mutat de mult de acasă, ne sună și ne povestește aceleași lucruri. Da, sunt, vă cred că sunteți marcată, dar încercați să o ajutați spunându-i că era momentul să facă ceva, nu să zică ceva. Vă rog pe toate doamnele și domnișoarele care suferiți violențe, nu mai spuneți nimic, faceți. Îi faceți de obicei valiza și închideți ușa. Sau formați 112, nu îi mai lăsați să vă abuzeze. Trăim într-o lume extrem de abuzivă. Din punctul meu de vedere, pentru mine București e un chin și la cât de greu se conduce pe șosea și în ce mod intră unul într altul. Toți vor, mă, trei mașini deodată în același tramvai. Le-am zis, intrați pe rând, vă rugăm, ne prind mai bine trei casco decât unul singur. Vreau să înțelegeți bine că toată nebunia asta din jurul nostru n-are cum să rămână fără urmări în viețile noastre. Și sper din toată inima să găsiți calea prin care să-i spuneți mamei să facă ceva. Dar știți că uneori și după moartea soțului violent, mama continuă să spună cum o bătea soțul ei. Se păstrează, este un fir întreg de amintire, care nu trece oricum și care din nefericire se regăsește în viețile copiilor lor. Ce vă rog eu mult, pe cei care ați avut astfel de modele paternale și maternale, să nu transformați modelele acestea în ființe vii dinaintea copiilor dumneavoastră. Ajunge, aveți toată tăria de caracter și tot sprijinul sfinților să lupeți lanțul. Era un cântec când eram noi tineri, s-a rupt lanțul de iubire și a început a rugini, da? Nu rupeți lanțul de iubire cu părinții, dar în raport cu copiii dumneavoastră fiți buni, îngăduitori, tandri și curajoși. E momentul și toate momentele noastre sunt momente de maturizare, de fapt. Viața noastră o trece dintr-o etapă de maturizare în cealaltă etapă de maturizare. Nu ne pierdem pe drum și asta și pentru rugăciunile Sfinților. Există în Biblie un îndemn al prorocului David, mâniați-vă, dar nu greșiți. Vă rog să ne ajutați să înțelegem acest îndemn și modul în care să-l punem în practică. Păi, e mai mult decât simplu. Când vă apucă mânia, luați apă în gură, numărați până la trei, înghițiți și după aceea dați drumul la cuvânt. Vedeți ce iese, da? Mânia nu este un sfetnic bun. Asta este cert. Luăm hotărâri pripite și proaste de obicei când suntem mânioși. Mânia înseamnă și un pic de neatenție la Dumnezeu și neatenție la cerința lui Dumnezeu către noi. Ne dăm noi rotunzi, dar nu suntem chiar așa de buni niciunul. Mânia este și o formă de negare a forței lui Dumnezeu de a te calma. Sigur că la un meci de fotbal, eu eram supărat că a luat FCSB-ul bătaie de la Călăraș, dar când am aflat ce a pățit Dinamo, parcă nu mai eram așa triștor. Da? Ați înțeles? Te mânii, dar nu greșești. Adică nu spui că e imposibil să fie mai rău, că întotdeauna e imposibil de rău. Bine? Deci încercați să înțelegeți. Și există un filozof român, Mihai Ralea, care a spus la un moment dat într-o opera lui, că omul este singurul animal care își gândește gândirea. Încercați să vă gândiți mânia. Mânia proletară, aia cu care generații întregi în România a fost crescute, în care dădeau cu pumnul în masă și condamnau la moarte pe oameni, a cunoscut un judecător care în viața lui a condamnat la moarte în jur de 80 de oameni. Și a zis, băi nene, cum trăiești? Trăia bine. Avea o pensie, suma salariilor și pensiilor noastre din biserică acum. Cu mașini, case și copii cu tot. El trăia foarte bine. Pentru că nu-și gândea căderea. El se mulțumea că trăia din ea. De aceea, fiți cu minți, înțelegători, cât puteți. Când nu puteți, cel mai bine să vă mâniați în ultimul dulap, din ultima cameră, a ultimei case pe care o aveți în dotare, închideți, ziceți ce aveți de zis, închideți ușa cu cheia și plecați. Și lăsați-vă mânia acolo. Mânia, ca să moară, îi trebuie întuneric, nu lumină. Am o fică de 17 ani care este elevă în clasa 11 la Liceul de Arte Plastice, Tonința. De câțiva ani buni nu mai vrea să meargă la biserică. O înțeleg pe fată. Deși a fost educată în spiritul acesta. Nu, a fost mânată în spiritul acesta. Un om educat nu renunță la fundamentele sale. Un om mânat, himă la biserică dimineața. Da? Jumate din copiii din cartier suferă de dislocare de umăr drept duminică dimineața, în efortul nostru de a-i scoate din pat. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră că sunteți oameni maturi. Când să se odihnească, domne, copiii ăștia? Că de luni până vineri sunt la școală. Uneori de dimineață până seara. Că zici că numai la noi se dau doctoratele în clasa 5-a și a 8-a. Ăilalți le dau când apucă. Ei, nu știu, nu, la grădiniță, de la grădiniță la școală, la clasa 0, ați văzut, avem examene de trecere în clasa 0. Popor de tâmpiți.
Ne tot examinăm, deși știm sigur că dacă doamna e verișoară cu pisica unchiului care era un motan, da? Valoarea nu prin examinare se vede, ci prin modul de viață. Și atunci, haideți să reconfigurăm un pic. Fiica dumneavoastră nu e răzvrătită împotriva părinților sau a bisericii, e răzvrătită împotriva propriei sale oboseli de tot soiul de sisteme. Deci copiii ăștia sâmbătă, după aceea, sâmbătă dimineața sigur au câte un curs, o recuperare, vor și ei să meargă la o sală sau să se întâlnească cu colegii la o prăjitură. Că sâmbătă seara nu-i lăsăm, că sâmbătă seara e periculos, că sâmbătă seara se bea, se dansează, bun, muți cu leocoplas pe gură stau acasă. Și ar dormi și ei duminică, că e singura lor zi pe bune de dormit. Cum facem ca biserica să fie mai importantă decât oboseala lor? Aici va fi marea provocare pentru următorii 20 de ani. Pe noi ne mai luau bunici, ne mai luau părinții, pe ei cine să-i ridice? Că părinții, și ca să dregeți, ca să dregem situația, nu trebuie să fim atenți cum plecăm la biserică duminică dimineața, ci cum vă întoarceți de la biserică duminică la prânz. Dacă duminică la prânz veni și Hitler, Stalin, la puterea a patra, dictaturi locale, ia-mă asta, pune-mă. Dacă veni și cu bucurie dați anafură și povestiți cu ei, bă, a fost fain, o ținut părintele o predică faină și uite, o cânta cam fals, că nu mai avem cântăreții de altă, dar au ieșit. Dar uite ce frumos a zis apostolul și uite ce fain și v-a făcut mama supă de ieri și hai să mirosim în casa supă. Deci dacă reușiți să recuperați prânzul de duminică, vă dau scris că recuperați și mersul la biserică de dimineață. Dar n-avem ce face. Noi ne comportăm acasă ca niște mici comisari politici care dintr-o dată am aflat că suntem niște tipi foarte buni, foarte tari, excepționali, deosebiți față de ceilalți care stau acasă și dorm nenorociți pe că noi ne-am dus la biserică. Dacă gândim așa, totul e pierdut. Și atunci... Orice ați face, oricum rămâne fata dumneavoastră, rugați-o, spuneți-i că părintele are nevoie să picteze pe aici ceva și vedeți, să vedeți cum se activează. Eu cunosc o parohie de tineri salvată pentru că preotul a avut intuiția că aici jos pe unde, bine, aici nu ne putem permite că e monument istoric, bănesc, dar în general i-a pus pe copii să facă pictura scaunelor pe care stăteau credincioșii. Nu vă spun ce a ieșit. Și date cu spray-uri, cu ce a fost în capul copilor. Da, dar au fost utili bisericii. O biserică care nu privește către tine și nu-i bagă în seamă de luni până duminică dimineața, duminică dimineața n-are ce căuta în preocupările copiilor. Îmi pare foarte rău. Nici măcar o cafea caldă nu dăm la prânz. Sau o gumă de mestecat pe drumul de la biserică acasă. Adică trebuie să învățăm că pentru a putea cere cuiva trebuie să oferim. Mai întâi dăm și apoi nu cerem că vine singur. Aduceți-vă aminte ce vă lipsea în copilărie și încercați să descoperiți că același lucru le lipsește copiilor și azi. Tandrețea, dragostea, pervazul pe care să se așeze Sfântul Nicolae. Știți că ăsta e pervazul Sfântului Nicolae? Uite ce mare e. Asta e fereastra prin care intră și pleacă moșul. Dacă învățăm asta, nu? A rezolvat-o. Pe cum? Și oricum să știți că nu avem înger păzitor să stea la intrare și să facă Ionică, prezent, Vasile, prezent, Gheorghiță. Da? Sunt elev al seminarului teologic ortodox și nu știu ce să fac mai departe. Nu știu dacă să urmez preoția sau să urmez Academia de Poliție sau cea militară. Uite, răzbună-mă și fă tu Academia Militară, că mie nu mi-a ieșit. Dacă simți că... Astăzi m-am simțit foarte onorat între ofițeri, pentru că, de fapt, preoția este o așezare într-o ofițerie de stat major ceresc. Dacă învățăm asta... Cine știe ce bunic moștenești care ne-a apărat la 1918 de pârdălnicia năvalnicilor? Fă-ți datoria. Hristos va ști ce ai de făcut. Decât un popă păcătos, mai bine un ofițer luminos. Dă-i drumul înainte. O să-ți folosească Scriptura, că și în armată e ca la facultate. Vine studentul, nu întreabă profesorul, își face cruce studentul, răspunde studentul, își face cruce profesorul. Așa e și în armată, stați cu minți, da? Nu te teme, dă-i drumul înainte, vocațiile se stabilesc prin maturizare, în niciun caz să nu tragi bilet, că nu iese. Ce trebuie să facem atunci când la locul de muncă colegii ne aruncă vorbe urâte și le simțim presiunea aruncată asupra noastră? Doamne, iartă-mă, sunteți preot? A, nu. Ce? Cum facem pentru a nu lua în seamă răutățile lor și pentru a nu le pune la suflet? Păi, sunt două modalități, dar vă vând una care mie mi-a plăcut foarte mult. În urmă cu ceva ani citeam într-un psihiatru american, tradus în românește, Yelom,
povestea unei fete care nu-și putea ierta tatăl. O tot spun că îmi place, dacă ați mai auzit-o, nu-mi pare rău. La un moment dat, fata asta era pornită pe taică, să-i arunca lui ăsta niște vorbe grele, urâte și se gândea că nu se va împăca niciodată cu tatăl său. Jumate din oamenii care venim duminică la biserică și spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, nu suntem împăcați cu tata, asta e adevărul. Avem câte ceva de reproșat. Și altă jumătate, nu suntem împăcați cu mama. Serios, uita, faceți-vă analiza și spuneți-mi mie că nu e așa. Și morți, chiar morți fiind, nu iertăm câteodată. Dacă mama ar fi muncit mai nu știu cum, totdeauna suntem mai deștepți ca ei. Și la un moment dat, fata asta spunea că cu tata și-a avut 30 de minute pe zi în care să pot vorbi cu el și să ne putem cât de cât comunica cu el. Dacă ăsta nu se enerva cum intra pe șosea, începea să bodogăne, nu vă spun ce zicea, că nu-i frumos. Și bodogănea tot timpul, spunea, bă, nenorociții ăștia, uite, doamne, ce râu împuțit lasă să curgă prin oraș și ce prăpădoșenie de loc. Și că eu mă uitam pe geam și vedeam un râu curat și că aproape că auzeam peștii cum vorbesc între ei, atât de limpede era totul. Și nu înțelegeam, domnul ăsta, nu-i normal la cap, cum să văd un râu murdar, ce, nu se poate. Și zice psihiatru, și doamnă, bun, ok, ne-a chinuit ani de zile să-l ierți pe taică, tu cum ai făcut? Zice, a venit așa, cum? Părinte, zice, profesorul zice, când am plecat cu fata mea și că a murit mama, așa trebuie să mă mut lângă ea. Că am și un început de Alzheimer și zice, în momentul în care mi-am dus fetița în prima zi la colegiu, mi-am dat seama că tata avea dreptate. Drumul spre colegiu era păzit de două râuri. Un râu industrial nenorocit, împustit, împuțit, negru, murdar, care curgea în stânga drumului și tata îl vedea că acolo era șoferul, și altul limpede și curat și proaspăt și zglobiu și luminos, care era în dreapta râului și pe acela îl vedeam eu. Și cum l-ai iertat pe taicătul? Ce am învățat și că mi-am dat seama că eu n-am privit niciodată realitatea prin fereastra lui. N-am trăit niciodată realitatea prin fereastra lui. Revenind, dacă vreți să vedeți de unde le vine răutatea colegilor dumneavoastră, priviți prin fereastra lor. În afară de aroganță, răutate și flecmă, n-au nimic. Nimic. Cine au fost cei mai mari guralivi împotriva familiei? Frustrații, ratații fără familie, ofuscații că nu le-a ieșit. Punct. În ultimul timp am început să citesc din filozofia stoică. No. Și vorbim foarte mult cu un ortodox, am constatat că există foarte multe valori comune. Normal. Am auzit că între ortodoxism și stoici, între ortodoxie, ortodoxismul este ce au zis la televizor când se spun prostii despre ortodoxie. Da? Avem câțiva ortodoxiști care ar fi o legătură, este adevărat? Păi acum hai să ne spunem, creștinii n-au inventat cuvintele, au moștenit cuvintele. Pe o parte cuvintele culturii israelite, pe de altă parte cultura grecească, altă parte cultura latină. Sigur că există similitudini pentru că valorile majore sunt comune. Mântuitorul Hristos nu a venit să ne învețe o filozofie. A venit să ne vindece de moarte și a ieșit. Dacă rămâneți la stoici, rămâneți la copertă. E frumos, cântă bine. Una e George Enescu și alta agică de la sculărie care fluieră ca George Enescu. Linia melodică e aceeași. Finalitatea nu este aceeași. Sora mea este clasa a 12-a și se simte tulburată pentru că nu știe ce alegeri să facă privitor la viitorul ei. Cum o pot ajuta? Deocamdată urmăriți-o de la distanță și rugați-vă. Scoateți-o la o cafea, la un suc, dați-i timp liber să poată gândi. Copiii noștri nu știu ce carieră să aleagă pentru că nu pot gândi la ea. Între timp învață fizică, matematică, chimie, biologie, geografie, astrologie, astronomie, un hemiplegism intelectual de marcă și apoi ne întrebăm de ce nu funcționează. Nu pot să funcționeze pentru că nu-i lăsăm să gândească. Dați-le timp. Duceți-i să vadă. Eu am fost foarte impresionat când cineva foarte apropiat mie, ca să vadă dacă vrea să facă medicina, s-a urcat în autobuz și a plecat la Cluj să vadă facultatea. Punct. Altfel seamănă cu fetițele când eram eu mic și eram șoimul patriei. La un moment dat veneau și ne întrebau pe la grădiniță. Noi abia ne sculam de pe olițe. Zice, dumneata ce vrei să te faci? Eu vreau să mă fac fizician anatomist. Ah. No.
auzise la televizor. Da? Nu ne facem ce auzim la televizor, ci ne facem ceea ce credem că se potrivește. Oricum avem niște specializări la universitate, deci că suntem marțieni toți. Dacă iubim sincer pe cineva, îl putem schimba în bine și putem câștiga dragostea. Nu mușcați din momeala asta că dacă ăla e bețiv ordinar și înjură ca un ginecolog turbat, de a doua zi pentru că îl iubiți o să devină un sfânt părinte cu moaște în viață. Nu. Mai ales dacă e vorba de bărbați și că bărbații se schimbă toată viața și când mor, mor neschimbați. Asta e drama noastră, n-avem ce face. Deci vreau să înțelegeți bine, nu, iubirea nu schimbă firea celuilalt, dar te ajută pe tine să fii mai înțelept. Sunt multe domnișoare care după ce se mărite și eu le spun la spovedit, bă, mie îmi pare cam neserios ăsta, că a venit și la spovedit într-o stare de abureală cătire, vin după o săptămână, părinte, nu știu ce să mă fac cu el, că ăsta e așa de violent și înjură și bea. Păi și nu ți-am spus, păi da, am crezut că îl schimb. Acum schimbă, dar de altele. Nu, cred că iubirea ajută foarte mult în vindecarea suferinței unui om, dar foarte rar în vindecarea păcatelor lui. Dacă vreți să schimbe păcatele, trebuie să ajuta să se pocăiască, nu doar să iubească. E un pic mai mult. E un pic altfel mecanism. E alt mecanism. Cum să renunți la patima fumatului? Păi nu renunțați. Veniți să vă dau binecuvântare. Nu putem renunța la patim dacă le vedem dușmanii noștri tot timpul. La patim trebuie să renunțați înlocuindu-le cu o virtute. Care e virtutea opusă fumatului? Nefumatul? Nici de cum. Mergeți acasă, luați o foaie de hârtie și spuneți un pachet de țigări, 13,5 lei. Că nu bănuiesc, că nu fumați sub 15 lei. Puneți 20, că fumați cu filtru. Da? Un pachet pe zi, ori 7 zile, 140 de lei. Ori 4, așa, înmulțiți, să vedeți ce vă așteaptă. 4 ori 600, 660, mamă mie, deja sunteți bogătan. Deci dați pe foc banii cu care o familie poate cumpăra papucii pe o lună copiilor. Să vă fie rușine. Spuneți-vă să vă fie rușine, strângeți banii și dați-i. Nu e greu, e imposibil. Câteodată e imposibil, da. Încercați, spuneți-vă ce mai aveți din voință în mișcare. Vedeți ce puteți face cu banii aceia. Bine? Păi nu m-a impresionat un nene care a murit de cancer și mi-a zis, părinte, ce prost am fost toată viața. De ce mânea Ioane? Și părinte, acum n-am bani de sicriu, dar am fumat vreo 4 case. Deci priviți numai pierderea asta. Cât ajutor ați putut face? Ați putut face și n-ați făcut. Nu spuneți acum singur, că sunt oameni care câștigă sute de milioane, o să zic că asta e un vax albin, așa să spun, da, dar din sutele de milioane dați 600 de lei pe lună dracului și niciun leu săracului. Atenție! Cui dai, ăla te ia. Că e taximetrist, e plata înainte. Dai plata înainte. Nu spun, ferească Dumnezeu, că fumătorii nu se mântuiesc. Ferească Dumnezeu. Toți ne mântuim prin mila lui Dumnezeu. Dar e aproape jenant să te ții de un pai. Ce om mai ești dacă pierd pe bază de iarbă? Bine, așa e și cu sticluța, așa e cu mai multe. Nu numai cu... Cum ne dăm seama dacă am făcut alegerile corecte? Când murim, am auzit că vine îngerul și ne spune n-ai făcut alegerile cele mai corecte. Slavă Domnului, că dacă le făceai după capul tău, te lua celălalt, scaramușul de servici, care sunt convins că șomează. Cum pot alunga gândul deznădejdii? Dintre gândurile negre, gândurile despre moarte care îmi dau o stare de panică și neliniște. Gândiți-vă la înviere mai des. Aprindeți-vă candele și pomeniți, faceți acatistul învierii. Care sunteți depresiv, citiți acatistul. Dar nu citiți ca Părintele Marian de la, da, cântându-l așa lung, că nu știți niciodată unde ajungeți. Dar așa, scurt, la obiect, citiți-l. Citiți Evanghelia despre înviere. Uite, recitiți Evanghelia despre femeile mironosite. Ai faină tare. Eu când mă ia câte o supărare, dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, mă, cum sună. Nu zice după masă la 4:30 când te trezești. Nu zice la 6 când îți bei a treia cafea din zi. A 4. A 5 dacă ești pe drum. Zice, dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii. Bă, mă, ce fain sună asta. Deci când vrei să ieși din depresie, te trezești de dimineață. Dacă nu te trezești de dimineață, intri în jocul ăla de strage gândurile. Eu aud tineri că am spus, vai, părinte, sunt așa de desnădejdit, dar ce tâine zoț, o muri, ce o rapu, ce-i păță, frate?
Nu s-a pornit papucul de dimineață. Au niște deznădejde de astea pe bază de iPhone, de încărcător, de acumulator la știu eu, la casetofon. Îi vezi, bă, suntem bolnavi de nimic. Astea de fapt, uitați-vă bine. Generațiile care au făcut România mare s-au bătut, domne, cu ungurii, cu rușii, cu bulgarii, dă-i luptă. Noi cu pokemonii. Și cu poliția locală la parcare. Uitați-vă cu ce dușman ne batem noi ca să vedeți ce calitate umană avem. Zero. Ne batem cu bacalaureatul. Bau național. Au făcut comisii să nu cumva să facem mal. Facem mal. Tot același lucru. Vorba răstită în intonație, lipsa de răbdare a prietenei mele când e nervoasă, stresată, supărată și o pupă, o alint, ferească Dumnezeu. Îți trece. Ușurel. La rândul meu este lipsă de dragoste sau doar neputință moștenită de la mama ei? Nu, frate, e nimerit greșit. Sunt unii oameni care când sunt nervoși, dacă îi mângâi, se enervează mai tare. Noi când ne enervăm, cerem atenția celuilalt. Că asta e ideea, nu? Există două moduri de a ne vindeca. Fie la să uită la noi zâmbind, te enervezi mai tare. Fie ce încerci dumneata să faci ceea ce nu iese întotdeauna, fie pur și simplu te lasă să-ți consumi nervii și după ce îți consumi, dacă ești om inteligent, continui să te comporți ca un om inteligent. Năroada la furie, poți să o pupi cu tulumba de pompier, că nu-i trece. Da? Cine-i nărod, e nărod. N-ai ce-i face. Dar încercați să intrați în pielea ei și vedeți de unde vin nervii. Aici e o poveste pe care nu o zic public. O să se poată ierta în timp ce este cu mine. Păi, oamenii se iartă mai greu decât iubesc. Singurul lucru atunci când o fată lasă un băiat pentru alt băiat este că de obicei primul era mult mai bun ca al doilea. Atenție! Părinții mei nu sunt de acord cu băiatul pe care îl iubesc, deși este un băiat bun. Ting! Zice ea. Sau el. Ia. Nu. E scris de fată. Cum îi glumim, dar cum îl pot face să îl accepte așa? Cum să spun că suntem împreună? Păi merge și îl prezentați. Mamă, uite, în ciuda părerii dumneavoastră despre un om pe care nu-l cunoști, eu îți prezint pe omul pe care îl cunosc. Te rog, fă cunoștință cu omul pe care eu îl cunosc și cu care mă simt în siguranță și cu care mă simt iubită. Normal că mamelor și taților li se activează o genă de gelozie la un moment dat. Nimeni nu-i perfect pentru copilul tău. Poate să fie, știu eu, nobel, redivivus. Nu contează. Mai ales tații au așa o boală aproape genetică. Dar vă rog să înțelegeți, nu se pot cunoaște decât oamenii care se cunosc. Dacă nu ai dat mână... De multe ori mă simt desconsiderată de oameni, slavă Domnului. Simt că nu prezint încredere, deși fac tot ce pot în acest sens. Iar acest fapt mă întristează. Păi acum, dacă așteptați aplauze de la oameni, să știți că e sectorul nepotrivit. La creștini, la sfârșit, nu li se dau aplaude, li se pune o cruce. Credeam cu prieteni de la Trinitate, așa am zis, mie în loc de cruce o să-mi pun un microfon, cred că. Vreau să înțelegeți bine, noi nu suntem făcuți să fim lăudați. Nu suntem. E drept că unor e bine și când zicem, hai că merge, bine, bravo, hai, dai drumul înainte. E ok. Bă, dar tot timpul să te laude, intri la bănuieli. Te simți președintele României sau primul ministru sau președintele unui partid la guvernare. Da? Deci omul nu-i făcut să fie idolatrizat. Nu aveți încredere nu pentru că nu vă laudă oamenii, ci pentru că încă n-ați găsit sensul încrederii în dumneavoastră. Căutați mai adânc, e loc de întors. E fain când îți pierzi câteodată încrederea în tine că trebuie să obligatoriu să reconfigurezi totul. Restartezi, rehardezi totul. Îți iau o zi, două, 10, 20 de ani, chiar 30 câteodată, cine știe, poți muri nerestartat, dar măcar ai murit pe cale. N-ai stat mulțumit în sucul tău propriu, ce bun sunt, uitați-vă la mine. Da? Viața nu e, nu poți conduce privind doar în retrovizoare. Trebuie să mai mergi și înainte. Dacă reușești asta, e salvat. Ca la care l-a liftul tot în jos. Urca pe jos până la etajul 11, cea că e obosit și când cobora cu liftul. Și ne întreabă ăștia ce? Dar de ce faci asta? Să nu mă obișnuiesc cu binele. Da? E simplu. Cum pot ajuta să treacă peste deznădejde o adolescență ai care părinți sunt despărțiți? Mama s-a recăsătorită un alt copil, iar ea a fost lăsată cu bunica. E greu, nu puteți juca rolul mamei și a tatălui în astfel de situații. Dați un sens în afara părinților săi. E greu. E greu. Poate că sunt cazurile cele mai dificile. Cred că trebuie doar să sprijiniți, să găsească propria ei liniște. Eu de-aia iubesc pe profesori și pe învățători.
ei se zbat cu lucrurile astea. În timp ce te aștepți, fac teoria chibritului la televizor și ne spun de teoria lui X, lui Y, ce fac ei, ce dreg ei, câțiva oameni își suflecă mâneca și chiar stă cu copiii. Deci, în general, se face o platoșă în jurul lui din câțiva prieteni, dacă se poate, dintr-un grup ceva mai mare sau mai mic. Eu n-am să uit pe învățătoarea mea care invita în toate, în fiecare duminică, invita la prânz câte un copil din cei care au mai săraci decât noi în clasele lor. Tot ne invita și la prânzul cu învățătoarea. Învățătoarea a devenit un fel de mămică acolo. Și au două învățătoare, absolut admirabile amândouă, absolut admirabile, lucru care m-a și marcat, că de-aia am vrut să mă fac învățător, că ele au fost perfecte. Singurii oameni perfecți pe care am cunoscut în viața mea. Că învățătorii n-au greșe, n-au cum greși. Dacă tu zici acasă, mă, cochile, 1 plus 1 fac 2, nu, că Doamna a zis că e 3. Nu, bine, dacă tu zici. Da? Așa trebuie să construiți în jurul o stare de siguranță în care să simte că este iubită și apreciată pentru ceea ce este ea, nu pentru ceea ce nu-i pot oferi părinții. E greu, dar nu e imposibil. Dacă ne rugăm, și în general când aveți probleme de genul acesta, cel mai bun ajutor e la Maica Domnului. Ia-i mămicuța, știe tot, are soluții, mii de soluții. De-aia m-a durut când au comentat ăștia în perioada referendumului că noi suntem împotriva familiei monoparentale. Pe bune, dar poza aia cu Maica Domnului și cu pruncul în față, că nu cred că e icoană, nu? Nu-i cu o mamă și un copil fără tătic? Nu-i monoparentală imaginea? Pe ce lume trăim? Cum pot să am încredere în oameni care mi-au făcut rău? Dar nu trebuie să aveți. Deci în oamenii care îți fac rău nu trebuie să ai încredere. Din contră, luați aghiazma mare și dați cu tulumba. Dă-i, jup, jup, ceartă-te pe tine, drace, Domnul cel atotputernic. Piei, du-te de aici, nu mă mai interesez. Pentru că cel care te atacă și te dezamăgește, după aceea, ca să-ți reintre în grație, e lingușitorul, pupin fundistul. Ăla care, dacă ai strântat, sănătate, șeful, să închid geamul, nu că e închis, atunci să-l deschid mai bine. Adică tipul care își găsește tot timpul astfel de lucruri, feriți-vă, feriți-vă, în permanență, vă rog frumos, de oamenii care v-au făcut rău. Iertați-i, dar nu dialogați cu ei. Nimeni, dacă e inteligent, nu stă de vorbă cu dracu. Da? Un părinte duhovnic care e duhovnic adevărat sau care e rugător adevărat nu stă de vorbă cu dracu. Îi poruncește să iasă și atât. Punct. Nu stă să spună, domnul, cum vă numiți? Nu face proces verbal cu dracu când îl scoate. Atunci cu ăștia care vă fac greu, de ce vreți să faceți proces verbal? Salut, sănătate, ai călcat pe bec? Toate bune, dacă sigur că dacă suntem într-o ierarhie profesională și trebuie să ne menținem cât de cât relațiile, e altceva. Dar e exact ca... Cam cum trece metroul pe sub tramvai, cam așa. Apropo de metro și tramvai, vă rog din inimă, vă implor, mergeți la filmul lui Teddy Necula cu Coborând la prima. E bună lecția. Păi de capul meu. Ce lecție de viață e filmul ăla, vă rog eu frumos. Mergeți. M-am dus și am bătut metanie. Deci, unul dintre cele mai frumoase filme românești, nu prin vai, nu sarăia pe geam, nu se împușcă, nu se bat cu turcii, nu fură baionete, nu... Suntem noi într-un vagon. Da? Noi într-un vagon de metro. Ca toți cei de ei. Noi suntem într-un vagon de metro, până la urmă. Filmul e foarte bun, sigur, cu rezerva mea că unul dintre personaje e iertat un pic prea ușor, dar e ok. Dar filmul este făcut cu competență și cu mult bun simț. Și am văzut, a dat Maica Domnului să văd și un film românesc în care nu înjură nimeni și nu se dezbracă nimeni. Vă vine să credeți? 30 de ani ne-a luat să avem și noi un film în care poți merge cu copiii la film. Toți actorii s-au spălat pe gură. Da? Vreau să înțelegeți bine. Sprijiniți-l pentru că fiind și un... El e un personaj, el în sine. Merită. Oameni de genul ăsta merită sprijiniți cu toată dragostea. Așa se întâmplă și în viețile noastre. Sprijiniți-l pe cei care au nevoie să fie sprijiniți. Deci dacă vreți să faceți un bine răufăcătorilor, faceți-le câte un bine celor care le-ați greșit. Jar mănâncă aia. Cum pot trece peste dezamăgire față de oameni, față de apropiați? Mai ales că mulți dintre ei sunt oameni care merg la biserică, vorbesc despre Dumnezeu. Păi ăștia-s betonul. Păi ăștia-s fier betonul vieții noastre. Într-o sâmbătă la noi la catedrală am slujit dumnezeiască liturghie cu un grup de studenți și foști și actuali prezenți, prezenți de-ai mei și așa de încântat eram că... Au cântat ăștia dumnezeiește, cucuzel,
cuviosul Nectarie. Ce era acolo? Eu încântat, am și predicat, încântat eu că s-au schimbat la față doamnele de acolo. Așa și foi de... Când ies pe scări, mi-a căzut fața. Căzuse o tanti care are o boală foarte rară și vine cu cârje la biserică, se lovise foarte tare și era cu... Are un... Piciorile nu sunt foarte sigure și era așa. O ridicase cea mai zăpăcită fata din biserică. Și ea își spune ție, sieși țăcă. Ea a ridicat, a pus-o pe scaun, i-a dat tapiță, tante, Ana, ce cum a tale. Ălălalte când a trecut. Ălea, super transfiguratele de energia necreată și de... Super transfiguratele alea, când au coborât pe scări, zis, las-o, dragă, că asta are două pensii. Asta care avea două cârje, dar păstea două, nu le vrei? Suntem parșivi, ăsta e adevărul. Știți că parșiv vine din fariseu, de unde vin perișoarele la noi. Supă de perișoare, că e carne mințită, că e mai mult orez decât carne, nu? Așa suntem făcuți. Suntem făcuți să fim parșivi. Din nefericire, nici măcar morțile nu ne fac mai buni. Nici măcar morțile nu ne fac mai buni. Tot mai mulți oameni cad pradă fanatismului religios exagerat și sunt internați la spitalul Obregia. Nu, nu. Jumătatea din ei sunt în studiourile de televiziune. Stați liniștiți. Și vă bagă în cap tâmpenii. Aia sunt. Fiind slăbiți fizic, sunt tratați cu vitamine, iar din alt punct de vedere nu pot fi ajutați în acest spital. Atașamentul exagerat față de duhovnic pe care îl văd zeu duce la fanatism religios. Cum îi putem ajuta? Să vă spun cum îi putem ajuta. În primul rând să nu credem că atașamentul față de duhovnic îi duce acolo, ci idolatrizarea tot ce ating. Sunt oameni care transferă în planul lor personal o grămadă din idolatrizările din jur. Nu cred că cei mai mulți internați la Dobregea sunt cu fanatism religios. Cunosc un pic mai mult decât vă închipuiți din realitatea psihiatrică din România și vă spun, sunt foarte atent la raportări și extrem de atent la toate lucrurile astea. Nu pot să spui că e fanatism religios, că o fată vrând să-și păstreze fecioria nu s-a culcat cu un golan înainte de nuntă. Asta intră la ritual, intră la ca alte capacități, dar niciun caz la lucrurile acestea. Sunt mulți oameni care exagerează fără îndoială, dar nu sunt cei mai mulți dintre ei. În altă ordine de idei, cred că într-adevăr orice fel de idolatrizare a duhovnicului duce la dezechilibre psihice. Îi putem ajuta în primul rând. Eu sunt convins că dumneavoastră aveți o rană de altă natură. Probabil că cineva pe care îl iubiți sau pe care o iubiți a manifestat un atașament față de un duhovnic și acum mi se pare că e dereglată și mi-a ajuns în spital, într-adevăr este tratată ca atare. Vă rog să vă măsurați bine anduranța și să știți că oamenii de genul ăsta aveau nevoie de mai multă iubire. În psihiatrie oamenii ajung atunci când sunt lipsiți de iubire. Nu de medici și nu de pastile. Și pentru că viața din jur este extrem, extrem de grea. Că sunt oameni care se trezesc și se culcă singuri, care vin de la servici după câte 16-18 ore. Mă, nu știu, mă mir eu, nu vedem, că de fapt spitalul mare e în blocurile în care locuim, e pe tramvai. Uitați-vă dimineața pe tramvai, toți suntem ca zombi, așa, deci când bine, eu nu merg cu tramvaiul, că din acasă până la școală, două minute. Da, uitați-vă bine, uitați-vă în metrou, vi se pare că suntem normali? E normal să mergi cu căști, să vii cu căști, să vorbești cu căști, să te trezești pe întuneric și să adormi pe întuneric? Să te întrebe cineva ce culoare a avut cerul și tu să nu știi? Să te întrebe în ce data zi, săptămânii și tu să n-ai habar? Să nu-ți piuie decât telefonul, nu? Și ăla să-ți dea un mesaj de Facebook, nu că te-a sunat cineva care te iubește. Aici e nebunia lumii. Așa. Cum pot da seama dacă partenerul cu care îmi voi petrece viața este persoana potrivită? Nu ne putem da seama, slavă Domnului. Nu ne putem da seama. Nu îl cumpărăm cu certificat de garanție. Se adeverește prin prezenta că Georgel se potrivește cu Mărioara. Gata, îl iau. Că dacă îți place că e înalt, da, de ce e cocoșat? Dacă e cu ochii albaștri, de ce la e albastru ăla și nu e albastru ălălalt? Dacă e în costum și cravată, de ce n-are și blugi tăiați? Că numai aia tăiați se poartă, da? Dacă are pantof, n-are gaură în pantof, să arate mai sărac și mai smerit. Și uite așa, așa rămân 27% din fetele din România nemăritate. Da. Deci mie mi se pare și plus că, dincolo de toată treaba asta, ca să cunoști un om, cum ziceau bătrânii, mănânci un sac de sare și când l-ai terminat, îți dai seama că habar n-ai nimic despre el. Nu mâncați sare cu cel pe care îl iubiți, încercați să vorbiți, să povestiți. Da? Cum pot trece peste traumele suferite în copilărie, adolescență, cum ar fi moartea mamei, unele lucruri prin care mi s-au întâmplat din cauza faptului că am fost foarte naivă și nu am avut de nimeni ca să mă înfie alături. Nu puteți trece peste ele decât mergând corect înainte.
nu mai putem să dăm înapoi nimic. Unor, slavă Domnului. Slavă Domnului, că unor nu mai putem da timpul înapoi. Nu mai putem trăi lucrurile pe care le-am trăit. Asta este limpede. Cereți ajutor ca de acum încolo ceea ce construiți să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Știți că Mântuitorul Hristos are o poveste foarte interesantă despre... Era inteligent tare Dumnezeu. Este inteligent tare Dumnezeu. Ne bagă în buzunar pe toți. Are o poveste cu plugăritul. Tu aici că e de meserie. El spune că atunci când plugărești, nu te uiți înapoi. Că nici nu poți îndrepta brazda care ai făcut-o și cum ești cu capul în spate, greșești și brazda care urmează. Deci, când în armată era privirea înainte marș, era ok, era corect ce se spunea. Privirea înainte. E singurul și un pic în sus. Da? Înainte și un pic în sus. E singura posibilitate de a merge corect mai departe.